Cum ai trăit acest final de sezon? Ce impresie ți-a lăsat Dinamo? Sigur că până la urmă a ieșit bine, pentru că în iarnă Dinamo părea să fie condamnată la retrogradare, totuși Dinamo s-a salvat. Ce impresie ți-a lăsat ție, ca dinamovist, echipa din Ștefan cel Mare? Una extraordinară, ce să spun. Să-ți dai seama. Da. Dacă de 4 ani ne scăldăm în protroacă dintre aia fai de capul ei, asta e. Mai spuneam și la alte emisiuni, în 4 ani s-au perindat nu știu câți conducători, nu știu câți antrenori, fotbaliști cât pentru un campionat întreg, pentru toate echipele dintr-un campionat întreg, în 4 ani de zile. Când nu ai stabilitate de niciun fel, asta e. Conduce fiecare cum îl tai capul, n-ai ce spune. E trist ceea ce se întâmplă. Dar am avut performanță mare. N-ai văzut Mihai Părățele de socializare, ce veselie și bucurie mare era după ce s-a scăpat de la retrogradare în autocar pe acolo. După egalul glorios de la Miercurea Ciuc. Da, după, păi da, îți dai seama, e un pas înainte, în Cupa României am pierdut, nu? Da, exact, am fost eliminat, păi, Dinamo a fost eliminat. Da. E un pas înainte, Mihai. Da, Dinamo a fost eliminat la Miercurea Ciuc în urmă cu câteva sezoane, da. Da, e un pas. E un pas înainte, nu? Meciurile împotriva Ciucului. Da, da. Asta e. Aș vrea să te întreb, care crezi că principală sau care sunt principalele probleme în acest moment la Dinamo? Principalele probleme sunt mai multe pe acolo, după părerea mea. Dacă a ajuns toată lumea să conducă clubul ăla și sunt vreo 2-3 entități care se bat cap în cap pe acolo, dar e un club unde se poate suge. Știi? Și e ghesuială mare. Ești optimist pentru sezonul viitor? Crezi că Dinamo va putea să facă un salt spre play-off? Spre play-off? Da. Hai de capul. Am vorbit aici cu administratorul special. Am înțeles că în studiu e nevoie. Da, da. Da, Claudiu, te salut. Să trăiești. Te salut. Întreabă-l pe el cam cât de greu să construiești o echipă și cât timp îți trebuie. Foarte. Păi n-avem echipă. Acum se renunță la vreo 7-8-10 jucători. Păi cum i-aduci? Trebuie să fii cine? City cu, știu eu, cu un antrenor. Manchester City cu un antrenor. I-aduci numai fotbaliști de super clasă ca să intri. Păi dacă prindem locul 10 anul ăsta, e bine. Știi? Claudiu, da. Pot să spun așa din experiența mea? Păi, da. Este foarte greu, este foarte greu, dar dacă, și aici nu vreau să mă refer la mine, uite, iau alt coleg de-al nostru și am jucat, chiar de seamă cu mine, mai mic decât tine, vorbesc de Dan Petrescu, deci nu am luat exemplu meu, am luat pe Dan Petrescu în momentul când a fost lăsat el singur, dar aici vorbim de o persoană. Da, omule, păi eu asta spuneam, că sunt 3 entități acolo, Eugen. Da, dar dacă vorbesc 7 oameni, nu se va face păi niciodată. Păi, dar normal, și fiecare cu interesul, bagă-l pe ăla, de ce nu ai băga pe ăla, scoate-l pe ăla, bagă-l pe ăla. Ai mare dreptate, ai mare dreptate, sigur. În afară de asta, mi s-a pus o întrebare la o altă emisiune, că ce părere am să vină Claudiu Niculescu. Păi cum să vină Claudiu Niculescu? Băiatul ăsta și-a clădit o carieră de fotbalist, după care are niște rezultate bune, zic eu, ca antrenor, cu niște echipe modeste. L-ai adus acum 5-6 ani pentru haină de vreme rea și l-ai dat afară după câteva etape. Acum l-a adus și ce să facă? Îl compromiți? Când se duc 7-8, că o să fie presiune mare pe el, pe Cătina și dintr-o parte și din alta, și nu o să fie lăsat în pace. Păi și ce facem? Ce facem? La ce pe Claudiu Niculescu să ne bată în joc de el? Nu, da. Se pare că Dinamo va continua cu Zeliko Kopić. Păi,
Nu știu, e treaba lor, până la urmă, că eu vorbesc doar. Mai mult de asta n-am ce cere. Da, da, ai tot dreptul să vorbești, Claudiu, pentru că ai jucat la cel mai înalt nivel. Știi cum e, la un moment dat deranjează, știi, dreptul ăsta. E normal că deranjează, totdeauna adevărul deranjează și dacă spui ceea ce gândești, deranjezi, sigur. Dar asta nu se întâmplă doar la Dinamo, stai liniștit, peste da, tot. Da, da, ei, dar noi știm că nu vedem că toți patronii sunt și antrenori și de toată lumea. Ce să mai vedem? Claudiu, ieri aici la ProSport Live, Gigi Becali ne-a spus că, în opinia sa, dacă Dinamo ar face achiziții de 6-7 milioane de euro în vară, va ajunge în play-off. Da. Și eu spun la fel. Dar cu condițiile care le discutam mai devreme cu Eugen. Corect. M-a mai întrebat cineva că un alt antrenor și-a spus, măi, oameni buni, la ora actuală trebuie un antrenor care să aibă și rezultate și care să se priceapă să construiască o echipă pentru viitor. Corect. Nu? Asta trebuie. Că așa dacă o lălăim din an în an, lasă că am scăpat și am ăsta, ce bine, hai o petrecere, hai anul viitor, poate ne apropiem și noi de locul 10, 9, pe acolo. Poate peste vreo 5 ani prindem și noi play-off-ul și așa mai departe. Nu așa. Dinamo trebuie să ajungă unde trebuie să ajungă. Sus că a pus tot timpul o forță, dar tot timpul, mă rog. Până acum, știi, Mihai, am început să regretăm pe Negoiță. Cu Negoiță aveam rezultate mai bune, mă. N-aveam măcar probleme cu retrogradarea, cu chestii de genul ăsta. Nu? Exact. Păi da. Știi cum e o vorbă când se cerea îndepărtarea lui Negoiță? Ai grijă ce-ți dorești că poate se întâmplă. Da, da. Bă, așa e, știi cum e. Când n-am nimic cu acest suport, sunt niște oameni extraordinari, extraordinari, care, știu eu, au susținut echipa și financiar, și prin deplasări, și pe acasă, și pe ploaie, și pe soare, și pe zăpezi. Sunt influențați. Sunt influențați și atunci dau la glezne și antrenorilor și conducătorilor și asta e. Tot Gigi Becali ne spunea ieri că reconstrucția la Dinamo ar putea pleca de la acest băiat Denis Politic, care și lui îi place. Care e impresia ta? Sunt 3-4 fotbaliști, restul purtători de tricouri pe acolo. Mai e o chestie, că i-am adus, i-am umflat la preț și mai știu eu ce se mai întâmplă din prețul ăla pe urmă. Și aducem haldenei, ca hai de repede, hai să aducem, că suntem cum suntem, că lasă, vedem noi cu rezultatele și trebuie făcut o selecție de niște oameni pricepuți, să aducă niște fotbaliști, nu frizeri dintre ăștia care, da, mă rog. Asta e. Și Mihai, mai mult că să știți cât îl interesează pe Gigi de Dinamo. Îl interesează el că el zice... vrea Champions League, că asta vrea el. Da, dar el o vrea și pe Dinamo acolo, pentru că el zice cu Dinamo chiar și în play-off sau... Măcar în două meciuri din sezon regulat, fac o grămadă de bani din bilete. Adică el este interesat de Dinamo. Da, da, e financiar. Da, dacă ar avea două meciuri în care să fie gazdă, unul în sezon regulat și unul în play-off, el zice că ar face în partidele cu Dinamo 1.200.000 de euro, așa calculat, din bilete. Așa că îl interesează Dinamo. Da, păi atunci se bage bani la Dinamo. Păi să știi că Să știi că a cam zis ceva în sensul ăsta, pentru că l-am întrebat dacă îi place de Denis Politic și a zis nu, sigur că îmi place, dar să rămână acolo, să-și facă echipă pornind de la el, ca să ajungă în play-off și să pot să fac banii din bilete. Da. Da, E un calcul totuși firesc pentru patroni, până la urmă, pentru că e bine să ai în jurul tău
adversari care să genereze interes, să aducă oameni mulți în tribune și astfel să obții venituri din bilete. Da, Mihai, e bine când ai, cum să spun eu, 4, 5, 6 echipe puternice care se bat pentru campionat. Dar la noi, anul ăsta, s-au bătut acolo 2, 3 echipe, 4 echipe, să zic, până când a început play-off. Dar valoarea campionatului la noi n-a crescut. În afară de asta, când te uiți, sunt foarte mulți străini cam peste tot, așa, pe echipe. Ce să zic, poate Craiova, poate Gică Hagi, cu străini mai puțin în primul 11, în rest, mulți străini. Aș vrea să te întreb și străini de... care pe în alte campionate, scuză-mă, da. Aș vrea să te întreb și de această idee care este vehiculată în spațiul public, inclusiv Andrei Nicolescu a vorbit despre lucrul acesta, că e posibilă o fuziune între numeroasele echipe Dinamo pe care le avem acum. În fiecare ligă... Da, sunt trei, nu? Păi da, cine mai tare ca Dinamo? Păi cum era Rapidul, când are proprietarea dată, erau vreo 4. Așa e, da. Da, și pe acum, păi nu vezi cum e la Dinamo, unii au tricourile, alții au imnul, alții au palmaresul, alții au autocarul și nu știu ce, e o împărțeală pe acolo de nici mai știi despre ce-i vorba, să mor dacă nu. Păi dar nu e așa, da, e așa de râs, chiar că e de râs. Da. Ce să facem? Bine, eu mi-aduc amintele Dinamo când am jucat împotriva lor și Claudiu și aduce aminte bine la, nu știu, 87, 88, 89, la Craiova când au fost 50.000 de spectatori, da. Cred că erau și pe pistă, stăteau da. Pe joc. Da, cum? Aia la când a fost în 89, când ne-ați văzut 1-0. Da. Că vorbeam cu Sorin acum vreo 2-3 ani. Și spunea ce mai țin minte că ce aliceală a fost primele 15-20 de minute între noi. Da. Da. I know. Erau meciuri, adică aveai ce să vezi, de aia venea lumea. Acum nu vezi că sunt unele meciuri în care atacul dă gol și apărarea duce în tribună și aplaudă. Dacă dai gol, dai mâna cu toți spectatorii din tribună. Ce să mai... Păi nu e așa, într-o etapă, dacă ești într-o etapă, să aduni oamenii, aduni ca de la un meci dintre la Dinamo Craiova, Steaua Craiova, Dinamo Steaua, când dacă aduni publicul.